Salutare și bine v-a regăsit la un nou episod Păsăind. De data asta mergem frumos și adunăm merele. În sfârșit am făcut și noi câte o tonă de mere aproape la fiecare copac. Atât timp, dă puțină producție, nicio problemă. Asta e, ne mulțumim cu ceea ce avem. Ce frumos! Înainte să începem, nu uitați de comentarii, like, share, distribuiți la prietenii voștri, nu știu, mă ajutați și pe mine ca să mă motivez să mai fac câte un mod, câte ceva, dați o idee de mod, dacă aveți moduri de FS19, puteți să mi le lăsați pe Discord, la mine, la Ovidiu 80, aveți linkul în descriere, la Discord, acolo găsiți și modurile și tot ceea ce eu creez, texturi, moduri, mă rog, că tot ce ține de Farming Simulator 22. Da. Asta zice, hai să urcăm înapoi în tractor, nu știu ce am coborât eu jos, îi dăm aici un bau, un start. Start power, la prima a treia și am plecat frumos ca băieții mari, mergem și luăm, cum îi spune ăsta, remorca de aici, deoarece ce o să ne trebuiască să încărcăm paleți. După că avem un balot aici, o să-l arunc în aer aici, așa, balotul sau să-l las aici în bază, pentru decorații. Auzați, pe soarele mai au și luna asta. Am zis că stropit. Da, asta pot să fac și eu, nicio problemă. De stropit ați mai văzut? Bă, nu că și de la adunat mere ați văzut? Mergem aici. Bang. Frumos și dăm. Așa, îi dăm un IB. Cum era asta? Alo, prietene, îi dăm aici prima oară un F1, nu mai știu cum era. Și era, descărcăm un I. Atât. Mi l-a aruncat acolo. Cred că putem să ieșim, coborând jos. Bang, frumos. Și îl luăm pe adversar și îl punem aici. Îl aruncăm aici frumos, bang, și facem ăsta, o luăm pe aici. Deschidem Luport, pac, dăm un F1 și dăm în față și am plecat, tăticule. Mergem frumos exact la unde avem merele. Acolo să le adunăm. Op, mi s-a agățat, cred că mi s-a agățat remorca, nu mi s-a agățat remorca. Avem o creangă în dinți, să zicem așa și noi. Avem aici un braț care iese mai mult, cred că, de remorcă și ne-a dat-o. Așa că, hai să dăm frumos, bang, bang. Pe aici era, parcă da, pe aici la dreapta. Bine că a scăpat de aspesoarele, că ne rupe urechile aspesoarele alea. Am nicio problemă. Hâț, facem dreapta pe aici. Și fugim în față. Aici, astea, ce fac, bezele sunt oprite, ca de obicei. Nu prea, nu mai scop piatră, nimeni nu mai construiește, nimeni nu mai face nimic, toată lumea e pusă pe agricultură. Dar asta e bine, eu am scăpat de soare, n-am scăpat luna care vine, asesoarele seara în sus, deja nu mai este pentru că solul e bibat de umiditate. Op, ușor să nu luăm pe prietenul ăsta, ne uităm și noi în dreapta, în stânga. Vine prin tren deja cu botul, oricum dacă venea trenul eram cu botul pe aceea, cred că nici nu trece trenul după cum se văd aceea. Dar asta e, hai să-i dăm talpă frumos, mergem în, cum se spune, la noi în bază acolo la prietenul nostru. Să adunăm merele, luăm frumos și le ducem în piață. În piață am vorbit acolo, în piață este prețul cel mai elevat, îl și vindem, nu stăm să crească prețul cât mai mare, pentru că nu îi văd rostul. Nu avem timp de stat după prețuri, că avem foarte multe activități. Deci a crescut bălările pe mijloc șosele, se vede că suntem în România. Ce problemă? Am zis așa, o repet. Cred că asta e a 10-a oară care... Asta din cauza la salvare, nu vă faceți probleme, dacă luați harta, harta nu ar trebui să aibă aceste, cum spune, bălării pe aici, pe în centrul, apa cum e. Dacă plouă la munte, apa asta e foarte tulburită, data asta cum e apa, e GG, curge la vale, super, super. Să rămână mama, stai acolo, mama, nu trece, uite, mai ta. Turca remorcă la cu mine, mai ta asta, prea gălcea. Hai să facem dreapta frumos pe aici, facem sensul giratoriu, la stânga apa. Așa, am găsit la a doua ieșire. Pac, frumos, hap. Imediat aici, parcă pe aici, pe undeva dreapta, aveam ifronul, deja l-aveam ifronul pregătit, lăsat. Nu o să încărcăm cu ifronul, deoarece avem autolodul, dar o să încărcăm cu remorcuța. Dar problema este să cobor, să deschid poarta, să văd un ifron. Ifronul cred că nu era aici, chiar în poartă, să-l mutăm. Exact în poartă. Cred că putem să trecem pe lângă el, nu știu sigur. Hai, mor pe podeț, mor. Poate să o luăm în lung, că de nu știți ce se întâmplă, cobor în jos, penga, pac, ce frumos cum era, era E, pac, pac, mergem în față, îi dăm un click, ne întoarcem înapoi, pac, puteți trece pe lângă ifron, eu cred că trecem pe lângă ifron fără nicio problemă, bang, trecem, a, trecem,
După aia e frumos să-l duc în bază. Am zis că nu în bază, îl duc la vaci, pardon. Aici nu mai am ce face cu el. Că aici o să carbă legar cu remorca și o să le dau direct cu remorca. Hai ne punem noi aici frumos și să vedem cum facem să scoatem paleți. Ar fi 1, 2, 3, 4, 5, cred că 5 paleți. Părând 15 paleți vom avea de toți? Cred. N-am nici idee. Bine că te-ai salvat. Eram aici, vreau să vă și niște contracte pe aici, cum arată. Contractele astea sunt niște contracte. Am un contract, de exemplu, dacă mi-a trebuit Valtra ăsta sau ce e ăsta? Ăsta Sar, ăsta ce e? Valtra. Valtra, am vorbit cu moșii din sat, sunt unii care, dar vor să le țin terenul cât mai mult și îmi dă cadou tractorul sau combina. Asta o să fie la alt episod. Aici dăm și noi frumos etichetar, pa, 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 pa. Noi dăm aici frumos și zice, generează articolul. Modul de salida, nu, ocultar, nu, aici, punk. Și dăm câți paleți avem? Aici, 2, 3, 2 paleți, poate. Dăm un palet. De la primul, ok. La doilea, îi dăm frumos, bang, bang, un palet, ok. La treilea, am toate aici, câte un palet, atât avem. Ok. Aici, iar îi dăm și lui ăsta așa. Bang. Dar nu l-a dat. Ba da, l-a dat, nu? A, uite, Nicol, le-a dat. A rămas. Nu contează, ăsta a rămas. Dăm lui ăsta, să vede, de fapt, ce să așa plec. Dăm pac, generează, pac un palet. Ați să văd. După aia, pac, ăsta nu mai are, vezi? Ăsta l-are. Are 1600, ăsta e mai bogat, tată. Dar mai bine, probabil a fost între primului. Are apă foarte multă. Pusă, generează. Ok, motorul. Paca, op, bălegar văcare, generează, bălegar consumă foarte puțin, bineînțeles că asta știm cu toții, că ăsta ar trebui pus bălegarul odată la an. Ăsta a dispărut, a dispărut. Pac, să ieșim, că după aia, bine, dacă vedem că nu are vreun copac, o luăm la rând iarăși. Bang, și bine, deci că nu vreau să dea doi paleți, deoarece nu vreau să iau, cum se spune, să rămână pentru 300 de kg, să-mi dea un palet. Nu vreau să-mi dea paleți, că nici nu cred că pot să car cu remorca. Așa rămâne frumos 300 kg pentru următoarea tură. Uite, a apărut paletul lângă noi și ăsta e, cred că e ultimul, prieteni, dacă nu ne înșelăm, e ultimul. Cred că am scos la toți. Dacă începe să picure, numai bine începe să picure, ia să-i dăm aici frumos F1, ce dădeam, cum era Z, tip de recarcă, Z. Bang, bang, ce era? Nu, aici ce, tipul de recarcă, paca, nu? Tipul de carga, paca, redonda, nici atât, nici atât. Nu, aici, tipul de carga, europalet, ăștia asta. Și mai dăm un B, ok? Îi dăm un B. Pac, la halipă, prieten, o luăm așa că merge pe dreapta, îi luăm pe ăștia din dreapta frumos, dacă ia. Pac, frumos. Tac, ăsta de cea, cred că o să tai eu cu pacul ăsta de cea, că mă disperă. Nu știu ce, dar mă disperă tare tot. Stai, dacă nu merge la pe partea aia. Așa, tată. Hai să o întoarcem. Op. Odată pe aici. Amigo, avem deja, avem 4 paleți înșfăcați. Facem producție din mere, tată, din mere. Oare ce se întâmplă dacă facem noi producție din mere? Pac, fain, țang. Hai că ia pe toți. Frumos, frumos, ușor, ușor, elegant. Nu ne stresăm. Ăla se mișcă, se mișcă. Câța. Hai, acum o luăm acum în loc să luăm și pe... Op, stai așa, cum mergem, zicem așa. Ar fi frumos dacă aș ști să dau și cu spatele. Cu asta, cum îi spune, mă, cu remorcuța asta, da? Nu-i spus că noi să luăm aici în loc, cât de cât, fără să jurim tractorul, că știți cum e cu tractoarele astea, sunt foarte scumpe la întreținere și nu vreau să ne certăm cu nimeni. Hai că e mai frumos din parcă în interior, e mai frumos, așa mergem frumos, hap, alea, a luat, fac, o să vă amețesc, încerc scuze, dar știți, bang, bang, nicio problemă, vinde și noi mere, mergem în piață, acolo frumos și luăm un preț acceptabil. Bănuiesc că un preț acceptabil o să fie pentru mine câteva zeci de mii. Deci acolo mai avem pales, mai avem pe prietenul acesta. Care ăsta de aici și aia, eu nu știu dacă mă lasă să-l tai pe celul ăsta, dar coliziune știu care. Are collision pentru că are collision. Am asemenea și un afară să vedem dacă l-am luat sau nu l-am luat, ne uităm înapoi. Este și pe aici, să ne uităm, pacă-s toți copacii sculeși, am cules tot. Perfect. Păi ce mai? Astea spuse, bang, am plecat la piață. O luăm la piață, numai că, sincer să fiu, eu nu știu să ajung la piață, așa că hai să-i dăm aici pe aiesă, că, dacă știți voi,
mă ajutați, mă ghidați și pe mine suntem, noi suntem aici. Deci ieșim așa și târgul este de aici. A, păi facem dreapta și stânga. A, păi perfect, mă, după curbă facem dreapta, stânga. Perfect, nu luăm în stânga, direct pentru că până aici am mai fost. Știți cu toții că am mai fost pe aici și nu vreau să ne hau-hau. Așa, tata, hai să vedem, pac, deci noi aici frumos. Pac, deci avem așa. 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 15, exact ce am zis, 15 paleți, dacă ajunge la destinație cu 15 paleți, suntem tari, dacă nu, ceva nașpa, s-a întâmplat. Ne-au furat prieteni, știți că un sat la mine când eram, aveam un sat tot așa mare, eram mic copil, treceau fermierii cu balos de în paie orice și apoi avea cancer și a făcut o șufă cu pripon din ala care, pripon, cancer, cum vreți să spun, nu știu, papac, o arunca, op, era pe aici, parcă a zis prima la dreapta, stați așa. A căzut semnul la jos. Noi suntem exact aici. Dar și să dăm înapoi puțin ușor. Up, invers, invers ne-a Ovidiu. Ala-i tata, mai invers. Dacă nu, ne îngrămădește asta. Up, stânga dreapta, trebuie să mișcați foarte mult roțile. Că dai. A, era în siu că trebuie să apară și un măgar. Un prostan din ăsta. Că dacă n-ai un prostan, tată, nu-l, cum îi spune, noi nu facem nimic fără să avem un prostan. Știți, nu? Adică un prostan de șofer. Să lipească de fudulețul tău, să-ți dea mare jihad. Oprește aici, luăm iar în loc acum, bang, încă o dată, atât, și ama cred că trecem. Cred că trecem mai mult, ca sigur, sau nu. Sau poate nu. Hai că eram să o pățim. Hai că o făceam și pe asta, dar din aia mare. Mică, am avut noroc. Da, paleții sunt toți? Da, sunt toți. Nimic de spus. Mergem frumos, ducem astea la piață. Și cum vă ziceam, și apoi ce făcea? Legat de stâlpă șufa, cu priponul ăla, arunca, când trecea remorca, puf, și primul rând de sus îl cobora pe tot, cădea. No, și nu coborau tractorii la ce cu tractoarele, nu coborau jos, că era frică, tată, că ieșea gâlcea pe mare, dacă era în caz de ceva de bătaie, erau răia de pânsat. Unde era, mă, piața? A, de aici, mă, stați așa, tată, vedem noi, dar să vreau să mă uit unde era cel mai bun preț. Hello! Mai friend, uite pe doamna, e acolo, așa, frumos, ați văzut-o și voi, cât de frumos. Mergem, vorbim cu ea repede și întoarcem înapoi. Tărâm la doamna Cristina, parcă o chema Cristina. Am venit și eu să cumpăr, cum îi spune, să iau astea, să vă aduc merile. Unele le las. Ah, ok. A zis că în interior, în nav, aici. Ar trebui să meargă în nav, aici, aduse direct. Hața. Păi și m-am uitat la preț, ușa deschisă în partea aia, puteam să intrăm pe partea aia direct, dar m-am uitat la preț. Dacă poate tante, am vorbit ceva cu ea și poate mi-o dă cu altele chestii, avem aici și aia, deci mere, apă, la 700 și ceva kilogramul. Ați observat, da? Îmi zice, prețul deja care îmi zice total maxim price și ăstea 18.000 ce am acum eu, bănuiesc că sunt cea mai o remorcă, cred că da, 200 de toni, nu știu dacă le calculează și palea care le avem deja în, cum se spune, iarba facem prețul ce aici. La 300 de preț, avem 350 de tone, avem 120.000. 112.000, pardon, m-am uitat, 120.000 în partea asta. Deci avem bani. Avem 7.000 în porumb, avem 27 în grâu, 30.000. Deci stăm bine, nu stăm rău, tată. Să fim pentru a fi niște țărani, stăm chiar foarte bine. Așa, hai să luăm frumos bani, intrăm. Pe aia să nu uităm, coborâm jos, închidem poarta, că ieșim pe partea altă, închidem porțile amândouă, hați. Frumos, bang, coboram o jos, închideam o la portul jos, mamă, ce vitezare asta, blaf, ești nebun, ce am zis că mi-a dat tata, ești nebun, și intrăm în interioros, ieșim o leacă așa de afară, bang, vindem, după aia venim și închidem și ușa asta și ieșim pe partea aia altă, știți ce e aia, nu? Hop, a venit dacă și-o ia, facem să o ia, perfect, hai că merge vrăjeala, merge, tace din gură că e bine, e de bine. E de bine, omule. Ale tată. 15.126 minus 200 de cocu, că așa vrea statul, impozit de stat, din orice suntem pârliți, pentru că noi așa am fost crescuți, născuți, să fim păcăliți de stat, mențiți și așa mai departe. Bun, hai să urcăm sus, bang, mergem în drum spre bază, după aia o să luăm ifronul, luăm noi ifronul pe aici, eu cred că pe aici era la dreapta, cred că dreapta stângă, da, gata, știu unde sunt. Bun, jos, hai să închidem ușa la femeie. Frumos, aici o să avem, cum spune, și pentru, avem, aici aducem tot. Aici, la doamna asta să vinde, bă, că bălării, vinzi din partea aia, vinzi de toate pentru, cum îi spune, și în momentul care, mă, tare să mai au de tractorul ăsta.
pe mama lui, cred că îl vând. Dar pe aici, dacă o iau pe aici, pe blocurile gri? Da, mic, mă întâlnesc cu mafia. Mă dă ăștia. Așa, tată. Op, vine cineva de aici. Op, stai că vine un prieten. Mă, dar ce cu voi? Ale, tată. Gentleman, să vede. Bă, gentlemanul gentleman. Ce se ce dacă el e la țară? Atât, tată. Pe aici era și după aia făceam dreapta, nu? Parcă noi. Așa, tată. Aici, ce trafic aici, ești nebun. Băi, n-am fost niciodată pe aici. Am ce mișto aici să bei un suc. Pe aici, plus la cap. Tare, tată, zona asta e GG, scunea și suntem în centru, pardon. Gata, acum știu unde suntem, mă, că dacă mă întorc aici, știi, tata, mi-a făcut ăștia emblemă, auto. Auto-le acolo ce spune, Ovidiu 80, pa, clicări, noaptea se vede fain. Aștept. Unde suntem? Suntem foarte bine. Op, ușor, tată. Facem la dreapta, facem așa. Într-un spre bază, mergem de luăm și ifronul, să-l duc la animale. Acolo vreau să-l am pentru cupe, pentru să fac curat. Îl las acolo, mai dau un bal. Ei, stai! Mă, mamă, ce era să-mi dea aici, nebun la cap. O, ce reflexie are tăticul, mamă. Reflexie are moșul. Vă puneți cu moșul, că e periculos tare. E pericol social, tată. Da, frumos, plouă, se vede și roaiele cea pe șosea, lucește. E ceva. E altceva, îmi place satul ăsta, începe să-mi placă, parcă sine ăsta, nu știu. M-am îndrăgostit de farme. Sau de satul ăsta, n-am nici idei de ce, dar sunt acolo. Săptămâna care vine am vorbit și nu știu dacă și într-adevăr vreau să mă duc, am mult de muncă, dar am vorbit ca să mă duc să au nevoie și la BGA de mine să bag niște bucări din ăsta. Dar astea am zis că depinde cum se compor. Opa, gata, tata, că plouă, mă, eram zis de ce s-au plitat pe soarele, eram zis că s-au plitat pe soarele, ia uite, tata. Da, ca spesoarele noastre nu mai merg. Era să zic, nu mai merg ca spesoarele. Le-a strâns băieții, bravo lor, își merite salariul. Deoarece, cum îi spune, au... Când plouă așa se întâmplă, le strângem, pentru că dacă le lăsăm, știți, le fură. Și le strângem și ele merg numai în momentul. Și apoi luna care vine nu o să mai fie, o să fie doar... Așa cum spune... Să zicem brațele, opa, au ce în baltă, au ce în bază la noi. Ne-am întors, bine că nu s-au venit, dar găinile, rațele, cred că rațele, ei, uite, să văd, e mama lor, la rații e mama lor, tată, uitați-vă și voi, dar găina așa, ce face, copii rați, a? Copii rați, ce faci, mă? Eu ce mă spune rațele în apă, ce zici, mă? E altceva, e altceva, tăticu, că vezi aici, au băltuca, băltuțele în bază la moșul, de asta nu vreau să asfaltez, lasă animalele să desfăcă, că să face, mă, când vezi cu ele așa, adică, mă, despre ce vorbim, tată? Ziceți și voi dacă nu vă place că înveți totul împrăștiat așa ca la țară. Pac, lași o combină împrăștiată aici, bang, 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 o baltă aici, așa frumos, uite găina scurmă, lași să-i pune asfalt la găină, uite ce frumos a dat aici. Putezește stâlpul ăsta, dă-l mă mama lui, mă, dă-l mă mama lui că mai avem stâlp din ăștia. Hai să ne deplasăm frumos la, cum îi spune, la Ifronel, îi dăm o cheie, pumba, intrăm înăuntru. Păi de noi intrăm înăuntru ăsta, chiar că ne-o dă. Hai cu. Asta ne dă la sonor, ne dă la tare, la genunchi ne hâie. Coborăm jos frumos și aici, pac, să chidim poarta, că de nu îl știți pe prietenul meu, am repetat. Opa, axa, eram zic, de ce? Da, mă. Plouă și s-a gata, s-a tulburat, ce s-a făcut apa asta? Eu zic, ce s-a întâmplat cu apa mea? S-a făcut tulbure, ești nebun, da, cap. Mă, hai să uităm, la animale cum ajunge cel mai repede și pune ajunge cel mai repede la animale noi? Eu cred că la cel mai repede la animale, dacă noi suntem acilea, o luăm pe aici, pa, 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 n-ai pus ei. Decât pe lângă bază sau pe aici. Și trecem de pe drum. A, da, facem aici, facem stânga, și după aia trecem pe în centru, tuc, tuc, tuc. Da. Deci, facem stânga și aici, la intersecția asta, facem dreapta. Ok, la rotundă. Op, stai acolo. Mă, la sens giratoriu și eu. La sens giratoriu facem în dreapta și ținem drumul la drept înainte. După aia mergem, cum îi spune, cu... Stai să mă cobor așa, să vedeți și voi cum... Pa. Vede pe bunica aici, nu se vede nimic din ifronul ăsta, tată. Ne dăm mai departe, ca așa să nu ne acoperi sonorul, că ne rupe după aia la... Știți și voi cum ne rupe ăstea. Păi pe aici i-am zis, nu? Parcă așa a zis, ia-ți de la banc. Unde sunt eu acum? Eu trebuia să fiu acelea, da, ăsta. Și pe aia facem dreapta, exact pe acelea. Deci nu prima, a doua stradă principală. Da, aș mă, gură, că-ți dau în gură. Dar uite mă, cansonează el pe mine. Prietene, las-o moartă, că te dă moșul. Mă, asta e camera, care e camera? Asta are 3 camere, știți voi, nu? Ia. Da, mă, ăsta e pentru că aia la altă e de la cupă.
are camera cupa. De nu e, sau de prea tare. Așa, și pe aici facem așa, asta la dreapta, facem curba asta, că e una bucată curbică, avem și semne de circulație, deja le-a pus primăria, bă, că mai sunt câte unele care dorm. Astea nu, sunt bine, le arată aici trecerea de pietoni, copii, să avem grijă, copiii spun lucruri, nu trăznete, copiii spun lucruri demențiale. Deci, a, după râu, după râu, așa vedem și noi statul frumos, ta, ce mă, din gură, ce tocam să luați. Bă, să vedem, nu știu, fraților, dar îmi cer scuze, dar să vede că suntem în România, noi suntem mai agitați, suntem mai așa, mai nepoliticoși, mereu suntem puși să pe demonstrații, să demonstrăm că suntem, adevăr, îl clasonăm pe ăla, îl înjurăm, pentru că zicem că suntem mai deștepți, mai inteligenți și pe la urma urmei se vede felul de inteligență că te-ai frustrat, te-ai agitat, te-ai demonstrat că, într-adevăr, ai nivel de inteligență. Stai așa puțin, op, hai că salvează, mintele așa acum, aici era, atat, înapoi, dă-te înapoi, nu știu satul, o să cer la ăștia să-mi pună plăcuții, dar n-are niciun rost, ce o să zică, la Văcaru, Nea Ovidiu, ce să zică, uite, au mic bar, iarăși, măi, plin satul ăsta de baruri, deci barurile trebuie să meargă, tată, poate mă prind și eu pe aici, o să vorbesc cu ei și o să zic, băi, uite, ce aveți, pac, pac, micul băruț, bam, 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 frumos, două măsuțe, acolo, op, ăla unde vine, mă, pe contrasens vine aici, nebun, prietene, ce faci, mă, ești pe străzile astea să pui mă mașinile, ce casă frumoasă aici la prietenul meu, fain, place. Îmi place, îmi place, îmi place, tată, nu că îmi place tare. Deci s-au dat pământul, s-a făcut dark, s-a făcut negru de la umeditate. Aici sărim linia frumos, trenul nu vine, când are nicio șansă, și de ce să văd văcuțele noastre. Ceea că, deci ce, ce faceți, îmi place, trebuie să, îmi place chiar tare. Banc, op, stai, deci, deci, a, camera asta așa, ia? Că era, pe aia trebuia să o așez, că când e cupa, îți, duce camera în eroare din interior. Dar nicio problemă. Au ce ce s-au cu ce șanturile astea s-au umplut cu apșoară. Mamă, 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 nu da vacile. Mamă, ce ai făcut, mă, bă, frate, nu e. Nu, 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 nu. Bine că porțile deschise, băieți, să aici, să aici, muncitorii, da. A, nu, nu, nu s-au inundat, dar nici mult mai are. Băia, dacă se intră până apă, sau ala, că nu-i mare apă. Că e mică, mă, credeam că e mare. Apa? Asta e. Îl parcăm și noi pe ăsta. Hai să luăm pe ăsta, prietenul meu. Bă, prietene, uite ce-l punem la paie. Bine că n-am ajuns apa la paie. Dar trebuie să fac ceva cu apa asta, că nu se poate așa ceva. Îl băgăm și noi aici la dos. Bă, domnul Ifrona. Uleu, ce s-a făcut aici? Ați văzut, nu? Mamă, ce-l... Mamă, 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 ce ai făcut, băbis? Păi nu mai ies de aici, mă, că ți-aș gurița ta. Stai, ta, stai, că nu ieșim. Stai așa, că nu ieșim de aici. Lasă-l aici. Lasă-l aici, că acolo s-a scurs apa și s-a muiat. Și mică, îi dăm aici un enter. Mică ne dă de nepări. Mamă, ce l-a intrat, ești nebună, ce mamă, bine că am ieșit, ce l-i. Du-te-o mii de ani, ce l-a ieșit. Ce l-a ieșit, bă, ești nebună. Ia, ăsta cum e? Da, n-a ce treabă ăsta. E bine, că aici e mai înaltă. Perfect. Plouă și când plouă la noi în bază, așa se întâmplă. Da, asta e, n-am ce să-i fac, nu pot să fac mai mult de atât. Lăsăm așa, apa nu contează, e și logic, să se facă bălți. Eu sunt Ovidiu, până data viitoare v-am pupat, nu uitați, dați like, share și comentarii. Vă aștept aici, cu mare drag. Ciao, ciao!